Bună ziua, bine v-am regăsit. În ședința de guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative, inclusiv proiectele de ordonanță privind prima rectificare pozitivă a bugetului din acest an, documente despre care o să vă vorbească în minutele următoare domnule Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, bună ziua, în primul rând. Nu cred că vă sună cineva să-mi spuneți la mulți ani, dar în fine putem să mergem mai departe. Bun, astăzi, după o serie de discuții, am avut în ședința de guvern pentru încă o discuție și în final decizia guvernului, rectificarea bugetară, prima rectificare bugetară a acestui an, o rectificare ca și concluzie pozitivă. Și o să vă prezint imediat câteva elemente principale, care arată exact ceea ce v-am precizat, adică prima rectificare pozitivă. PIB-ul, produsul intern brut, în acest an a depășit în premieră pragul de 1.000 de miliarde, s-a majorat cu 9 miliarde de lei față de estimarea inițială. Creșterea economică pe primul trimestru 2019 a fost de 5% față de trimestrul 1 din 2018, S-a văzut în mod foarte clar, pe datele macro, acolo unde guvernul a luat o serie de măsuri. Cifrele arată și acest lucru. Vă dau câteva exemple. În construcții, o creștere de 6,6%. În servicii, o creștere de 5,7%. În agricultură, de peste 3%. Exact, cum spuneam, câteva exemple din sectoarele pentru care guvernul a luat o serie de măsuri în anii trecuți și se pot vedea astăzi și efectele pozitive. Deficitul, în mod clar, nu este în pericol. Am auzit tot felul de astfel de discuții în ultima perioadă. De asemenea, proiectul de rectificare bugetară prevede respectarea țintei asumate de 2,76 a deficitului bugetar pentru întreg anul și s-a făcut acest lucru având în vedere și păstrarea echilibrelor macroeconomice și păstrarea încrederii investitorilor. Rectificarea bugetară asigură, ca să fie și acest lucru foarte clar, plata în întregime a salariilor, pensiilor și, desigur, sumele necesare proiectelor de investiții aflate în derulare și cele care sperăm noi că se vor începe până la final de an și care vor necesita și plăți aferente. De asemenea, trebuie să fie foarte clar că nimeni, cum spuneam, nu trebuie să-și facă niciun fel de grijă, mă refer la cetățeni, vis-a-vis de salarii, de pensii și nici asigurarea decontării facturilor la timp pentru acele proiecte aflate în derulare sau pentru proiecte noi. Nu este vorba de tăieri de fonduri sau de reducere de finanțare. Este vorba doar de a corecta poate anumite supradimensionări, supraestimări inițiale făcute la momentul la care s-a elaborat bugetul anului 2019, plecate acele estimări de la ministerele de resort și la 6 luni de zile, e adevărat, desigur, și luarea în calcul a execuției în anumite zone și atunci, cum și legea spune, trebuie să iei măsuri de relocare de fonduri. De asemenea, am văzut fel de fel de mesaje alarmiste vis-a-vis de acest proiect de rectificare. Se tot speculează împotriva economiei românești și aleului și se încearcă, cred că acest o descurajare a ceea ce înseamnă investitor în România, fie motivul poate să fie acela necitirii în mod, să zic așa, responsabil proiectul de rectificare. Deci una dintre cele două variante probabil că este motivul pentru care se fac astfel de afirmații în spațiu public, în total mod nejustificat. De asemenea, vreau să spun foarte clar că, deși nu mai este incriminată, subminarea economiei naționale, într-un astfel de mod, pentru că asta poate să și însemne sau să fie interpretată în acest fel, este cel puțin rușinoasă. De asemenea, cum spuneam, ținta este cea pe care am menționat-o, 2,76 pentru parte de deficit din PIB. Sunt asigurate, încă o dată spun, toate sumele necesare planurilor, măsurilor pe care guvernul și le-a asumat, că vorbim de veniturile populației, că vorbim de investiții, că vorbim de proiecte guvernamentale,
Pentru absolut toate aceste elemente se asigură finanțările. Investițiile aflate în derulare vor continua fără probleme, cum spuneam. De asemenea, la nivel local, pentru comunitățile publice locale, se alocă sume importante. Suntem convinși că aceste sume se vor regăsi în acele măsuri pentru creșterea calității vieții românilor care trăiesc în comunitățile locale. Astfel, 2,9 miliarde de lei pentru această primă rectificare este o sumă destinată echilibrării bugetelor locale, sumă din care 1,4 miliarde aproximativ va reprezenta un fond, să spunem, din care, pe baza unei machete foarte clare pe care, și pe care textul de ordonanță o prevede, adică în primul se vor asigura cheltuieli legate de funcționarea comunităților locale, de cheltuielile, să spunem, sociale, persoane cu dizabilități, însoțitori, să spunem, deci toată această zonă socială și alte cheltuieli pe care comunitățile locale le au în derulare până la final de an. Deci din 1,4 miliarde este suma care se împarte, cum spuneam, în baza acestei analize și prioritizări către fiecare comunitate locală în parte prin hotărâre de guvern. La această sumă, cum spuneam, este și diferența până la 2,9 miliarde destinate sau alocate pentru alte elemente necesare derulării activității la nivel local. De asemenea, 1 miliard de lei este propunerea Ministerului de Finanțe a Guvernului pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, la care se adaugă încă aproximativ 700 de milioane de lei, sume care sunt practic un disponibil la nivelul Ministerului Dezvoltării regionale. Practic 1,7 miliarde de lei, sumă alocată pentru tot ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală. Practic avem 1 miliard de euro aproximativ pe care guvernul îl propune spre utilizare comunităților locale, cum spuneam, în special pentru partea de investiții, dar și pentru toate celelalte cheltuieli, în special cele legate de asistența socială și nu numai. De asemenea, antreprenorii au la dispoziție programul Startup Nation, unde s-a făcut o propunere de alocare de aproximativ 100 de milioane de lei câte de angajament pentru a se putea semna contracte noi de Ministerul de Resort. De asemenea, important de menționat, se finalizează acest proces de restituire a taxei auto, pentru care am alocat suma rămasă de plată, și anume 135 de milioane de lei, pentru restituirea ultimilor dobânzi aferente sumelor provenite din taxa auto. Cu această ultimă etapă, să spunem, guvernul a finalizat restituirea în întregime a tot ceea ce înseamnă taxa auto și, desigur, cu cheltuielile, costurile aferente, mă refer la dobânzi și alte penalități pe care statul le-a suportat. Suma aferentă perioadei 2017-2019, suma totală restituită în această perioadă, din fondul bugetului pentru mediu și în completare de la bugetul de stat, a fost de 6,1 miliarde de lei, inclusiv, cum spuneam, dobânzile aferente. Deci o sumă destul de importantă și o sumă care n-a fost estimată, să spunem, de la început în acest an la adevărata sa mărime, pentru că erau acele analize făcute pe fiecare dosar în parte, depus pentru a se restitui această taxă auto. Deci, cu alte cuvinte, cum spuneam, se finalizează discuțiile legate de acest proces și pot chiar să spun aici, cred că e binevenit ca guvernele, cele care au fost, și fac asta pentru toți cei care au fost la guvern, să prezint scuzele mele, scuzele noastre ca și guvernanți, vis-a-vis de această întârziere de ani de zile, de fapt pentru luarea acestei taxe atunci când ea s-a luat în anii trecuți și pentru întârzierea cu care, să spunem, statul a rambursat această taxă și sumele celelalte aferente către populație. Este corect să facem acest lucru și, încă o dată, cum am spus, prezint eu scuzele în acest sens. Pentru perioada 2017, stați ca să mă stăiera să o repet,
Să mai spun ceva aici de reparatul de greșeli al altora, dar nu mai insist, am spus ce am avut de spus. Bun. De asemenea, o sumă de 500 de milioane de lei se alocă la această rectificare, primă rectificare, pentru a remedia sau a atenua efectele calamităților naturale din acest an, care au dat practic peste cap viața oamenilor în comunitățile locale, diferite lucrări care au fost afectate de inundații și pentru care se alocă o sumă destul de importantă, spunem noi. Este o măsură socială, dar și o investiție, practic, în a reduce decalajele încă existente la nivelul comunităților locale. De asemenea, prin rectificarea bugetară se are în vedere, în principiu, anularea sumelor blocate la început de an, acele 10%, procente din buget, reținute conform legii 500 pe 2002, legea privind finanțele publice, sume care nu puteau fi angajate de instituții în primul semestru al acestui an, precum și realocări de fonduri între bugetele ordonilor principale de credite. La cea de-a doua rectificare bugetară se va analiza și gradul de contractare a acestor angajamente și, desigur, plățile aferente. Pentru proiectele multianuale, adică proiecte din fonduri europene și cheltuielile de investiții, diminuările propuse ca urmare a gradului scăzut al execuției nu se aplică și criteriul de angajament, astfel încât să nu fie afectat în niciun fel procesul de contractare pe acele proiecte și aici, în situația în care sperăm noi, ministerele, colegii care răspund de ministerele respective, fac progrese și recuperează întârzierile pentru a doua rectificare să pot asigura și plățile așa cum i-au fost ele estimate la începutul acestui an. Și ne dorim acest lucru. Pentru că vorbim despre rectificare pozitivă, nu cred că este corect să vorbim despre tăieri de fonduri, cum spuneam puțin mai devreme, ci în special, sau de fapt trebuie să vorbim despre o corectare a programării cheltuielor acolo unde conducătorii instituțiilor au crezut pe baza informației primite la firul ierbii că vor cheltui poate mai mulți bani în 2019. Este o economie pozitivă pentru că, așa cum spuneam, economia, spunem noi și datele oficiale, că merge bine. Am spus că s-a majorat produsul intern brut la 1031 față de 1022,5 cât a fost estimat pentru fundamentarea bugetului pe acest an. Creșterea economică, trebuie din nou subliniat, în primul trimestru a fost din 2019 de 5%, ceea ce înseamnă o creștere nominală de 11,8%. România a înregistrat a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Irlanda cu 6,3%, Ungaria cu 5,3% și de peste 3 ori mai mare față de cea înregistrată pe ansamblul Uniunii Europene, care a fost de 1,5%. Toate ramurile economiei reale au înregistrat evoluții pozitive, remarcându-se în mod deosebit rezultatele din construcții, am spus puțin mai devreme, 6,6%, serviciile au crescut cu 5,7%, agricultura cu 3%. Jumătate din creșterea economică este realizată de 3 activități economice, respectiv comerț, transport, hoteluri și restaurante, care au avut 1,4%. În toate aceste ramuri, Ministerul Finanțelor Publice a luat măsuri active de stimulare a economiei. Investițiile brute din economie au crescut cu 3,9% față de primul trimestru al anului 2018. În primele 5 luni al acestui an, volumul producției industriale s-a majorat cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2018 și este de remarcat creșterea semnificativă a cererii de bunuri intermediare și a cererii de bunuri de capital, care s-au reflectat într-o majorare a producției pentru aceste categorii de bunuri și servicii, cu 4,7%, respectiv cu 1,5%. Practic, ca și concluzie, corectăm poate programarea inițială supraestimată în zona de cheltuieli, în anumite instituții și se reduc alocările financiare pentru acele instituții care nu au respectat programarea de cheltuire asumată la începutul anului și aprobată prin legea bugetului. Cam atât au fost în linii mari elementele pe care am să vi le ofer. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție. Da, Maria, te rog. Domnul Alexandru Băișan, deputat ALDE de Suceava, a declarat
vineri seară la noi la Antena 3. Din informațiile pe care le are în urma discuțiilor politice și cu Ministerul Finanțelor Publice, ar lipsi 8 miliarde de lei din bugetul de stat. Ce ne puteți spune, având în vedere că sunt partenerii dumneavoastră de coaliție, v-am spus și sursa acestei afirmații? Da, aș vrea să spun același lucru. Fiind partener de coaliție, cred că domnul deputat a spus că este, putea să întrebe la sursă. Eu chiar aveam în acest punctaj al meu și mențiunea că la Ministerul de Finanțe putem, stați ca să vă dau citire exact, putem chiar să avem o anumită, un interval de timp pentru consultanță, pentru audiență, care poate fi folosită, zic eu, într-un mod foarte util, pentru o înțelegere corectă a acestor date, cifre, elemente economice. Cu alte cuvinte, nu există niciun fel de gaură sau cum a spus că a fost exprimarea. Știți foarte bine, în fiecare buget, în fiecare țară, ce este de către un act normativ reglementat, se poate lua ca și sumă clară de luat în calcul. Ce se estimează a fi făcut comportă, desigur, un risc. Întotdeauna a fi îndeplinit sau poate chiar a fi depășit. Asta nu e un risc, dar poate și asta să fie, poate fi un exemplu. Și avem atât de multe exemple. Cu alte cuvinte, repet, să facă fiecare ceea ce știe mai bine. Sau să pronunțe pe ceea ce se pricepe mai bine. Consiliul Fiscal, la rândul său, a avut o serie de... Maybe să cataloghez o serie de puncte de vedere. Da, cam fiecare an, nu e nimic nou. Da, dar vorbim de altă conducere a Consiliului Fiscal, deci nu puteți să mai spuneți că mai sunt probleme. Dar eu n-am acuzat, să știți, n-am acuzat conducerea, fosta conducere a Consiliului Fiscal, ci felul în care interpretează și eu zic că e o chestiune corectă, să existe dialog, să existe păreri diferite din partea Consiliului Fiscal, Comisia Europeană, alții, sunt de luat în calcul absolut toate aceste comentarii. Susțin că în momentul de față politica fiscal-bugetară comportă riscuri importante generate pe plan intern de încordarea severă a construcției bugetare, citez, vorbește că în momentul de față ar fi o viziune mult prea optimistă pe care o are Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește veniturile pentru următoarea jumătate a anului și vorbește chiar de un deficit bugetar care ajunge chiar și la 3,7% din produsul intern brut. Da, am rugat și eu colegii de la Finanțe să-mi facă o situație vis-a-vis de ce a însemnat poziția, opinia, punctul de vedere al Consiliului Fiscal, începând cu 2015 până în prezent, pentru fiecare proiect de buget, pentru fiecare rectificare bugetară în timpul anului întâmplată și, credeți-mă, este aceeași linie, repet, eu nu pot decât să spun că e bine să fie și entități, să spunem, care să-ți semnaleze anumite lucruri pe care noi la Finanțe, cum spuneam de foarte multe ori, le analizăm și ne bucurăm ca de fiecare dată în fiecare an că în final rezultatul este cel pe care îl spunem noi și nu în speță Consiliul Fiscal. Și o ultimă întrebare, aveați ordonanță cu măsuri fiscale pusă în transparență decizională, a fost retrasă de inițiator în cadrul Consiliului Economic și Social. Ce veți face cu acel proiect de act normativ? Conținea, printre altele, o serie de măsuri, inclusiv introducerea unei noi taxe pe zahăr. Pe boturile răcuitoare cu ridicat, exact, cu conținut ridicat de zahăr. Da, măsură propusă, ca să fie iar și acest lucru foarte clar, nu de Ministerul de Finanțe, nu e o încercare de a scăpa de această situație, nu, sau să mut în altă parte. Nu. Ministerul de Finanțe, fiind o chestiune fiscală, logic, o prinde această propunere în codul fiscal, să spunem. Dar, dincolo de acest lucru, va fi o discuție pe această propunere de taxă pe băuturile recolitoare cu un conținut ridicat de zahăr. Ministerul de Resort, Ministerul Sănătății, va avea discuțiile publice respective, cele două comisii de sănătate din Parlament, care susțin și ele această propunere. Pe baza acelor rapoarte făcute la nivel european, situații ale Organizației Mondiale a Sănătății, sunt multe elemente care se vor putea discuta public. Am văzut și eu, la fel și aici, ca de fiecare dată acolo când există un interes, încep și se pun așa în acțiune foarte multe acțiuni. Totuși e bine că în felul ăsta se mai cresc în casele pe o anumită zonă a economiei.
știți? N-am înțeles. Deci, practic, urmează Ministerul Sănătății. Așa, da, corect, da. Bun. Ministerul Sănătății pe această taxă va discuta Ministerul Sănătății. Când am și trimis o scrisoare în acest sens Ministerului de Resort. Și când această discuție cu mediul economic se va definitiva, va fi prins într-un act normativ fără niciun fel de discuție. Deci într-un act normativ separat și dumneavoastră veți merge cu restul prevederilor din ordonanța pe care... Nu mai puțin, da. Celelalte măsuri care erau prinse în acea ordonanță sunt în discuție la nivelul administrației, vor fi subiect al discuției în cadrul coaliției și atunci se va lua o decizie. Care dintre ele și care sunt cele care vor rămâne, vor face subiectul unui, să spunem, unui act normativ fie până la final de august, fie în la septembrie. Laura, bună ziua, domnule ministru, vă rog să ne spuneți cum ați caracterizat discuțiile din ultimele zile cu cei de la ALDE pe tema rectificării bugetare, pentru că încă din stadiul de proiect al rectificării, cei de la ALDE au criticat realocările bugetare care au afectat Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației. Eu aș putea să vă răspund foarte scurt la acest lucru, dar ați folosit acolo care a afectat Ministerul cu tare. Nu a afectat pe nimeni. Ca să nu spun tăieri de fonduri, pentru că dumneavoastră... Dar nu a afectat nimeni pe nimeni, pentru că rectificarea de-abia s-a aprobat. Eventual poate afecta dacă cineva o ține în același sens cu discuția. Dar concluzia este, sau răspunsul la întrebare este acesta. Modificare față de ce am postat pe site există? Nu. Atunci, modificările cerute de cei de la ALDE nu au fost luate în calcul... Sau nu s-au justificat. În ședința de astăzi, având în vedere că a fost anunțată adoptarea rectificării chiar înainte de a avea loc ședința, adică discuția în sine. Da, eu am cerut să fie propusă pentru astăzi, pentru agenda de astăzi, aceste acte normative pentru rectificarea bugetară. Am rugat-o pe doamna primar să fie de acord pentru a fi incluse aceste acte normative deja pe lista normală, agenda de lucru a Guvernului și nu pe lista suplimentară, pentru că avem toate avizele necesare și cred că a fost abordarea corectă. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, sporul de 15% pentru condiții vătămătoare pentru cei din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate, câți oameni vor beneficia de această schimbare în salariul lor? Cei care au aceste analize făcute, aceste certificate care constată acel factor determinant, ca și în cazul altor ministere, și pentru care am legiferat, mi s-a părut un act corect, până când se va discuta și se va decide eventual anularea acestui spor, de exemplu, e bine și corect și, repet, moral față de colegii mei de la Finanțe și ANAF să primească acest spor. Totuși să nu uităm că ANAF-ul și Ministerul de Finanțe duc greul acestei economii, de la ei se așteaptă, cum vă spuneam, și încasări mai mari față de planificat. Pe ei vor fi probabil ochii ațintiți pentru a-și face planul, a se conforma față de planul impus de noi prin lege, așa că este corect să avem o astfel de abordare. Da, aveți o estimare cam câți ar fi? Pentru că în total... Putem să vedem asta în mod public, nu e nici fel de problemă. Eu am creat un cadru legal și, repet, pe baza celor certificate obținute de fiecare pe birou, nu știu exact care este prevederea legală, colegii de la ANAF și Finanțe pot primi acest spor. Exact ca în celelalte ministere. Bună ziua! Cu puțin timp în urmă, ALDE a transmis că rectificarea bugetară care a fost adoptată este nerealistă și spune că exercițiul bugetar arată incapacitatea de a administra proiecte importante de investiții. La un moment dat, ALDE a amenințat și că va rupe coaliția de guvernare dacă rectificarea este adoptată în această formă. Cum priviți aceste critici din partea partenerilor de coaliție? Să spun, dacă am stat cu toți să comentăm ce se întâmplă zilnic în viața politică în România, oricum o facem și o facem foarte des și mult prea mult față de cât ar fi normal să o facem, înseamnă că ne-am ocupat numai de aceste lucruri. Avem clar ce... Azi guvernul a adoptat această rectificare bugetară. Față de această propunere s-au purtat discuții cu ai noștri colegi de la ALDE. Chiar eu am avut azi dimineață discuții în acest sens. S-au înțeles lucrurile. Eu am prezentat în ședința de guvern o situație mult mai clară și mai bine elaborată din toate punctele de vedere comparativ cu ce spun colegii de la ALDE, pentru că era obligația mea ca ministru de finanțe să informez toți colegii miniștri, pe doamna prim-ministru, vis-a-vis de ceea ce trebuie făcut pentru ca ținta de deficit să se mențină la 2,76, ca toate acele indicatori macro să fie respectați.
Pentru că nu este ușor, dar nu înseamnă că este imposibil. Aici trebuie să fim foarte, foarte corecți. Dacă nu este imposibil, nu înseamnă că nu trebuie încercat. Și totuși suntem un guvern politic, sunt un ministru de finanțe politic și nu cred că până acum în istoria mea în zona de finanțe există vreun argument care să dea crezarea acestor zvonuri. Nu, din contră. Chiar confirmă ceea ce spun astăzi. ALDE a cerut și un plan de măsuri care să fie prezentat de premier, un plan de restructurare până la 20 Perfect. August. Îl veți prezenta? Ce ați stabilit? Ce ar putea include? Cred că mai bine face fiecare și vedem după aceea dacă cumva sunt e gând la gând cu bucurie. Dar ce spuneți dumneavoastră este foarte corect. Trebuie să fie un astfel de plan cu astfel de măsuri. Am spus și eu puțin mai devreme că eu în ședința de guvern am prezentat o astfel de solicitare. Există câteva obligații din partea ministerilor ca până la 31 august să ne trimită toate aceste elemente, analize interne făcute pe fiecare minister în parte, vis-a-vis de cheltuieli, vis-a-vis de venituri. Și o să le prezentăm și în mod public. Anca, te rog. Insist puțin referitor la acest comunicat, ALDE. Mie mi se pare un ultimatum ceea ce vă spune. Îmi place asta cu insistul, nu? A, și dumneavoastră insistați, insist și eu, da. Așa, așa, cum place, ușor, ușor, pas cu pas. Pas cu pas. Domnul Călin Popescu Tăicianu, sau bine, liderii ALDE, lasă de înțeles că ultimatum e până pe 20. Dacă nu se respectă cerințele lor, așa se înțelege din comunicatul ăsta, ar putea să plece de la guvernare abia atunci. Nu, v-au iertat cu rectificarea, ok. Dar acum cu restructurarea guvernului și cu schimbarea programului de guvernare, se pare că nu mai iartă. M-a iertat biserica pe mine cu taxa, vă dați seama. Da, păi ALDE să nu poată să mă ierte, nu. Nu este un ultimatum. Este o dată, corect să spunem așa, oarecum e finalul lunii august, ceea ce este corect, pentru că suntem și pe abilitare și putem emite anumite acte normative, așa cum le-am prins în legea de abilitare, dacă se poate. Cu cât se fac mai repede, cu cât se iau mai repede aceste măsuri, cu atât, să spunem, acel risc scade și cu atât... Pentru mine, ca ministru de finanțe, nu face decât să mă bucure că va exista un astfel de plan, de pachet de măsuri și cu cât mai repede se aplică el, cu atât va fi pentru mine, ca ministru de finanțe, mai ușor. Și apropo de restructurarea guvernului, e ok varianta de 19 ministere? Că dumneavoastră calculați banii până la urmă. V-ați încadrat mai bine în 19 față de... Fără să doresc a puncta mai jos decât poate puncta orice partid politic, am un număr la care, nu o să vi-l spun astăzi, că după aceea se poate interpreta, dar clar e un număr impar. Îmi plac numele, îmi pare, dar mult mai mic decât 19. E număr, nu e cifră, da. Deci rămâne... Și cu două cifre, da. Aha, așa. Două cifre. Discutați cumva în CEX astăzi, probabil, aceste... Nu știu, vedem asta, vedem la... Vreau să mai spun un lucru, dacă îmi permiteți, mi-o să aminte acum. Știți că am aprobat prin ordonanța 6, publicată ordonanța 6 pe 2019, acea idee de restructurare financiară. Și vreau să vă spun că ANAF-ul a trimis deja, am rugat ANAF-ul să trimite notificări pentru toți posibilii, să spunem așa, beneficiari ai acestei ordonanțe, atât cei sub 1 milion de lei, cât și cei peste 1 milion de lei, în care este acela cunoștință, faptul că este un astfel de act normativ, ce trebuie făcut, cum să apeleze, la cine să apeleze, pentru ca această ordonanță să producă efectele scontate. Nu vreau să aud pe absolut nimeni, mă refer la zona publică aici, că nu a știut că un astfel de act a fost emis. Pentru că am mai spus-o de câteva ori, în cazul în care această ordonanță rămâne fără efect în situația companiilor de stat în cele 6 luni de zile, acele companii ratează o mare șansă de a se restructura. O să vedeți că acest act este un act foarte, chiar foarte util, chiar foarte bun. Pot să vă spun că suntem un lucru cu cealaltă ordonanță privind capitalul negativ din companie din România. Cred că în următoarele zile o să-l definitivăm și o să-l și prezentăm pe site, pentru că până la final de lună august să poată fi emis. Este o discuție mai veche cu Banca Națională, cu alți parteneri internaționali. Și ca mențiune, până la final de august, spuneați final de august, început de septembrie, acea ordonanță, dacă băgăm acciza la tutun de la 1 septembrie, atunci, practic, până la final de august trebuie adoptat, nu? Deci da, dar aici vreau să spun și foarte clar, există scrisoare din partea Comisiei Europene care spune clar că România trebuie să notifice Comisia Europeană numai târziu de finalul acestui an și să aplice această, să facă această armonizare cu directiva cel târziu la 1 ianuarie 2020. Deci scrisoarea este clară de la Comisia Europeană, noi vom reglementa, doar rămâne de stabilit data de la care acest lucru se va produce, dar numai târziu de 1 ianuarie 2020. Impozitarea pensiilor speciale, separat?
Poate fi un act separat, poate fi un proiect de lege separat, care poate fi trimis Parlamentului spre analiză și adoptare într-un regim de urgență, mai ales, cum spuneam, că sunt acolo depuse de colegii parlamentari și două inițiative legislative și atunci poate o discuție și pe această propunere a Guvernului și conexarea acestor trei propuneri la nivelul Parlamentului și o decizie până la final de septembrie, cred că e cea mai bună variantă. Dați treabă de la începutul sesiunii colegilor din Parlament și secretarul de stat o să fie prins, nu o să fie prins? Nu, acolo poate fi o decizie și internă, să spunem, fiecărui minister în parte, o discuție în cadrul Guvernului și pe fiecare minister în parte, când se vine cu actul normativ pentru acel minister, atunci se poate decide și, să spunem, fie... odată cu restructurarea Guvernului, cu reorganizarea Guvernului? Da, poate fi la acel moment. Nu, dar nu e nevoie de un act orizontal, ci ține de fiecare minister în parte, când, exact, dacă face ministerul HG, atunci are în vedere și această reducere de număr de secretari de stat. Sau creșterea numărului de lucrători în cadrul unei direcții generale, într-o unei direcții simple. Știți că astăzi avem 25 plus 1 la direcție generală, 15 plus 1 la direcție simplă, 8 plus 1 la nivel de serviciu, 5 plus 1 la nivel de birou. În alte state și nu numai în alte state, chiar și în Ministerul de Finanțe, acest exemplu este altfel. Adică avem direcții generale cu peste 100 de oameni. Deci nu cred că este corect să avem o direcție generală cu 25 de 1 plus 1 posturi, cu director general și poate cu 3-5 angajați și restul fiind posturi vacante. Deci trebuie să, repet, încă o dată, banul public să fie cheltuit într-un mod cât mai corect și eficient. Vă mulțumesc, o zi bună! Mulțumim, domnule ministru. O să vorbesc în minutele următoare și despre alte acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. La propunerea Ministerului Afacerilor Interne a fost adoptată o ordonanță simplă de modificare și completare a legislației privind circulația pe drumurile publice. Prin aceste completări, în primul rând, sau mă rog, se referă aceste completări, în primul rând, la interzicerea în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, a ținerii în mână a telefonului mobil sau oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video. După cum știți, în prezent, legislația interzice doar folosirea în timpul mersului a telefonelor mobile și era necesară această clarificare legislativă. Nerespectarea noilor prevederi se va sancționa cu amendă, inclusiv în cazul conducătorilor de vehicule pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere. În plus, în cazul conducătorilor auto, se introduce sancțiunea de 4-5 puncte amendă și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, în situația în care se încalcă noua normă, în același timp cu altă regulă pentru circulația vehiculelor, având în vedere că în acest caz gradul de pericol social crește destul de mult. Noile reglementări vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, perioada în care poliția rutieră va desfășura activități de informare a participanților la trafic. Colegii de la Ministerul Afacerilor Interne vor furniza și un comunicat de presă în legătură cu acest subiect, dar am văzut că mulți dintre dumneavoastră deja ați scris despre acest subiect și vă mulțumim că ne-a ajutat să mediatizăm această prevedere legislativă sau această completare atât de necesară și de care toți conducătorii auto ar trebui să fie conștienți. Tot în ședința de guvern de astăzi, Ministerul Energiei a propus spre adoptare programul de iarnă în domeniul energetic. Se adresează tuturor producătorilor de energie electrică și producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare și se aplică în perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020. Prin programul de iarnă se stabilește nivelul stocurilor de combustibil în vederea producerii de energie electrică pe care producătorii trebuie să-l asigure până la data de 1 noiembrie 2019, dar și necesarul de volum de apă din lacurile de amenajare. La estimarea acestor stocuri de combustibil, respectiv la elaborarea programului de iarnă, au stat prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoze și de Dispecerul Energetic Național, avându-se în vedere asigurarea dimensionării corespunzătoare și, în același timp, necesară a stocurilor de combustibil, precum și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare la data de 1 noiembrie 2019. A fost luată în calcul pentru iarna 2019-2020 o creștere medie a consumului de energie electrică de 2,2% față de consumul realizat în iarna trecută, volumului de gaze înmagazinate de 10% la 1 noiembrie față de obligația din anul precedent la aceeași dată, rezervei de energie din marile amenajări hidroenergetice la 1 noiembrie de 25% față de prevederea din programul de iarnă 2018-2019. Și tot în ședința de guvern de astăzi a fost aprobată hotărârea de guvern pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții
situată în municipiul București, din Esplanada în Cartierul pentru Justiție și proiecte de interes public ale municipiului București, precum și pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului. După cum vă dați seama și din denumirea titlului actului normativ, practic se prevede pe de o parte schimbarea denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, dar și aprobarea programului de reconversie funcțională a acestui obiectiv, ținând seama de situația juridică a terenurilor, de legislația în vigoare, precum și de intențiile actuale ale Guvernului cu privire la acest amplasament, care are un potențial strategic mare pentru dezvoltarea Bucureștilor. Ministerul Justiției este mandatat să inițieze demersurile legale necesare efectuării fazelor de proiectare și execuție pentru acest obiectiv de investiții Cartierul pentru Justiție. După cum știți, pe baza informărilor pe care le-am făcut, pe măsură ce în guvern au fost aprobate memorandumurile, cel din aprilie și cel din vara anului trecut, Cartierul pentru Justiție va avea în vedere gruparea instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea cu sediul în București, săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice, precum și altor instituții din sistemul judiciar, precum Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri. Vă spuneam că în ședința din aprilie, guvernul 24 aprilie 2019, guvernul a aprobat memorandumul privind finalizarea negocierii unui avans de 2,5 milioane de dolari acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea sprijinirii activităților preliminare de proiectare pentru dezvoltarea acestui proiect, Cartierul pentru Justiție, iar anul trecut a fost luată decizia ca pe jumătate din terenul cu suprafață de 10 hectare, respectiv pe partea dinspre Biblioteca Națională a României, să fie construit Cartierul pentru Justiție, iar pe cealaltă jumătate, știți foarte bine, vor fi făcute investiții de către Primăria Municipiului București. Dacă aveți întrebări. Da, Maria. Te rog. Actului normativ. Mă refer la acea ordonanță cu privire la circulația pe drumurile publice. Bun. Amenziile care se dau șoferilor se aplică și momentul în care, să spunem, polițistul sezizează că acel șofer e cu telefonul în mână, dar, de exemplu, este la stop? E vorba de conducerea... Că practic rulează mașina, dar... Pe drumurile publice. Normele vor fi explicate de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne. N-aș vrea să greșesc, dar la cum este construit actul normativ, articolul respectiv, se înțelege că ținerea în mână a unui dispozitiv pentru text, pentru video, pentru fotografii, pentru voce, se consideră contravenție. Deci nu contează momentul în care doar... Deci articolul în sine spune exact așa, în momentul în care conduci pe drumurile publice un vehicul aflat în mișcare. Deci este vorba despre vehicul aflat în mișcare. Legat de același act normativ, dacă am reținut corect, a spus 4-5 puncte de amendă, pentru că în proiectul de act normativ reținusem 6-8 puncte de amendă. Eu așa am în acest moment informarea, e posibil ca proiectul de act normativ să fi suferit unele modificări față de ceea ce a fost postat și inițial. Și legat tot de sancțiune, ca o sancțiune complementară, tot în proiectul de act normativ se menționa și retragerea permisului pentru 30 de zile dacă se mai... folosirea da. Telefonului mobil în mers e simultană cu comiterea încălcarea unei, alte contravenții. Unei reguli de circulație. Exact, și da. S-a păstrat? Da. Deci câte erau câte puncte de amendă? 4-5. 4-5. Pe suplimentar au fost 3 acte normative. Este vorba despre un proiect de ordonanță de la Ministerul Administrației Publice. Este vorba despre un proiect de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind modificarea și completarea Ordonanței 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul cooperare teritorială europeană în perioada 2014-2020, o reanalizare a definițiilor din acest proiect și a stabilirii unor criterii ce nu fusese avute în vedere. De asemenea, un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor numărul 1-5 la hotărârea Guvernului 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale din România, un proiect de la Ministerul Agriculturii, transpunerea unei directive europene, pe scurt, și un proiect de hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general. Este vorba despre consulul general de la Cahul din Republica Moldova, al cărui mandat a ajuns la termen.
Mulțumesc foarte mult. O zi bună.